Este supranumit prințișorul aroganțelor, iar acum a uimit pe toată lumea cu noua sa excentricitate. Pitoraș Micula s-a filmat când conducea, iar în mașină se afla un pui de leu și o armă pe bord. Polițiștii din Oradea au început cercetări în acest caz și se pare că s-a lăsat chiar și cu dosar penal. Reacția lui Victoraș nu a întârziat să apară și a declarat, citez, eu nu am niciun pui de leu. Mi-aduc aminte că am fost odată la circ și m-am pozat cu unul, dar nimic mai mult. Am pui de lei, dar numai în bancnote. Ei bine, aflăm mai multe amănunte de la purtătorul de cuvânt al Inspectoratului Județean de Poliție, Oradea. Polițiștii bihoreni s-au autosesizat imediat după apariția imaginilor respective în mediul online. În cauză a fost întocmit dosar penal și se efectuează cercetări sub aspectul comiterii infracțiunii de braconaj cinegetic. Vor fi verificate absolut toate aspectele, administrate toate probele, urmând ca la finalizare să fie propuse măsuri legale în consecință prin unitatea de parchet.